Asta cu așa, voi întâmplării, eu vă mulțumesc din suflet că sunteți aproape de mine la acest eveniment. Mâine fac 65 de ani. Vă consider cei mai apropiați. Toți care sunteți prezenți și aia care cu lângă voi, nu sunt aici, n-au putut să ajung din anumite motive, îi consider pe prietenii mei aproape. Și vreau să mai spun, aici este o expoziție din istorografie, documente și mărturii despre activitatea mea. Insigna este o latură, pentru mine este cea mai frumoasă latură al numismatice, care eu o îndrăgesc atât de mult, pentru că eu cu insigli și cu colecțiile mele, eu poate vorbesc. O să aud, spun că cineva, doamne, ăsta poate nu lipsește o doagă, poate doar lipsește. Eu cu toate colecțiile mele, noaptea, când mi-aduc aminte, aia unii dorm, eu noaptea mă duc și pociobăiesc sau mă uit la o piesă, văd dacă o am, de ce o am de două ori, de ce o am o dată, de ce în față. Și multe povesti. Aș lăsa ca să vorbele mele, nu știu dacă au valoare, aș tot ce vedeți dumneavoastră, v-aș invita să le studiați cât puteți, să le, măcar așa, să le treceți cu privirea, pentru că e mult de povestit. Aici ar trebui să vorbesc ani sau luni, pentru ca să luăm. Tot ce reprezint aici, orice ar fi și cât de mic, orice diplomă, orice autograf, m-am întâlnit cu orice persoană, am participat la toate evenimentele. Deci niciun document care este expus aici nu este luat de pe stradă sau la voie întâmplării. Deci tot ce am adunat eu aici, am participat la zeci și zeci de activități pe linie de numismatică. Îmi pare rău că vă lipsește din partea conducerii, deși această expoziție este sub egida SLR secția Botoșani. Regret că conducerea secției nu va este aici, dar în schimb este domnul inginer Iosu, care sunt curios dumnealui câteva cuvinte, că și la Botoșani am înființat acum 12 ani, nu? 12 ani, tot o secție și o grupare a funcționarilor Mihai Eminescu din România, care a făcut la Botoșani, fiind și eu membru. N-aș vrea să vă rețin că aici e foarte cald, vedeți dumneavoastră, n-are rost să mai vorbesc faptele, tot ce vedeți aici. Dacă vreți să-mi puneți o întrebare, așa vă stau la dispoziție și încă o dată vă mulțumesc din suflet și mulțumesc prima dată Muzeului Județean, colaboratorii domnului director, domnul Baranovici, mulțumesc momentan așa, funcția dumneavoastră. La toți salariații, toți colegii dumneavoastră care m-au ajutat să... și această manifestare a fost prinsă în program de anul trecut. Dumnezeu să ordinească pe domnul Bejenariu, că dumnealui și m-am vrut să fac la 63 de ani. Nu, băi, las-o, fă-o la 65. Și uite, Dumnezeu l-a luat, îmi pare că... Și acum dau cuvântul lui doamna